Începerea școlii, căsătoria, copiii, retragerea la pensie, toate sunt etape importante în viețile noastre. Eurostat a făcut o analiză a ultimilor ani, iar rezultatele arată cât de mari sunt la aceste capitole diferențele dintre femei și bărbați. Una dintre ele, europencele pleacă din casa părinților și se căsătoresc mai devreme ca bărbații și trăiesc mai mult ca ei. Numărul femeilor din Europa este în medie mai mare cu 5% decât cel al bărbaților, arată un studiu din 2020. Cele mai mari diferențe se înregistrează în Letonia, Lituania și Portugalia, în timp ce în Malta, Slovenia sau Suedia sunt mai mulți bărbați decât femei. Potrivit analizei, europencele pleacă de la părinți la 25 de ani, în timp ce bărbații locuiesc mai mult cu ei, până la 27 de ani. În ce privește căsătoria, și aceasta vine mai devreme în viața femeilor. În România, Bulgaria și Grecia, spre exemplu, femeile se căsătoresc cu 3 ani mai devreme decât bărbații, iar primul copil apare la 29 de ani, vârsta medie. Mai devreme însă la bulgăroaice, 26 de ani, și mai târziu în Italia, Spania sau Irlanda, unde femeile nasc prima dată la 31 de ani. Cât privește româncele, acestea au primul copil la aproape 27 de ani. Sărăcia de foarte multe ori duce la căsătorii precoce, pentru că au impresia cei doi că împreună ar putea să facă față, poate mai bine, vieții. Educația este foarte importantă. Foarte mulți tineri care nu primesc educație academică, dar nici educație în ceea ce privește viața și obiectivele ei, ajung să se căsătorească pentru că consideră că asta este fluxul firesc. Independența financiară, iarăși, este un motiv, mentalitatea, influențele culturale și obiectivele individuale. Atunci când o persoană pune pe primul loc realizarea profesională, realizarea materială și alegerea unui partener potrivit, sigur că va amâna momentul căsătoriei. O altă diferență este speranța de viață. Europencele trăiesc mai mult ca bărbații, 84 de ani, în timp ce la bărbați este puțin peste 78 de ani. La noi, româncele trăiesc în medie 78 de ani, iar bărbații 70. Suntem în trend ascendent, excepție făcut la de pandemie, când speranța de viață a scăzut peste tot în Europa, în România mai mult decât în celelalte, pentru că, din nou, sistemul de educație, sistemul de sănătate, sistemele sunt printre cele mai proaste. O altă direcție în care se desfășoară studiul Eurostat se referă la percepția asupra sănătății. Datele arată că bărbații sunt mai înclinați decât femeile să creadă că sănătatea lor este mai bună. Ei bine, la segmentul 16-44 de ani, România ocupă primul loc, adică aproape 96% dintre femei, dar și dintre bărbați, cred că starea lor de sănătate este bună sau foarte bună. Ce nu știi, nu te omoară, dar ne ducem și foarte rar la spital și sistemul nostru este puțin ciudat, în sensul că aducem la spital doar când ne doare cu adevărat și chiar dacă ne ducem la medicul de familie, nu prea poate să ne spunem cum stăm cu sănătatea, decât la medicul de specialitate ne dăm seama cu adevărat cum stăm cu sănătatea noastră. Ei răspund cu emfază, pentru că dă bine să fii sănătos atunci când ești întrebat, dar, de fapt, nu este o percepție reală a stării de bine a propriului organism. Nu se îngrijesc așa de mult ca occidentalii. Nu au cultura pentru starea de bine. Sunt foarte multe persoane care depistează bolile foarte târziu, pentru că au obiceiuri nesănătoase, dar au și această concepție că lor nu li se poate întâmpla. În sfârșit, întrebați cât de satisfăcuți sunt de viața lor, femeile și bărbații s-au declarat mulțumiți în aceeași măsură și au dat nota de 7,3 pe o scară de la 0 la 10. Același rezultat s-a înregistrat și în România.